Frații doții originari din Reghin ne trimit vești bune de peste ocean. Pe 4 mai, Marius a câștigat medalia de aur și a împărțit locul întâi cu fratele său, Vali Doții, la una dintre cele mai celebre competiții de grappling din Statele Unite, Naga East Coast Grappling Championship, la Expert Division. Eu am participat la categoria 175 pounds, unde am ocupat locul întâi împreună cu Vali. În primul meci m-a prins adversarul într-un heel hook destul de bine și a reușit să-mi luxeze ambele glezne, dar cum aveam avantaj la puncte, nu am renunțat. Astfel am reușit să câștig meciul. În finală am ajuns împreună cu Vali și astfel el a câștigat centura, iar eu am luat medalia de aur. El a câștigat 2 meciuri înainte de finala noastră. La categoria 170 pounds am ocupat locul 2 după minute întregi cu gheață pe glezne și genunchi. Am avut primul meci un tur liber, iar al doilea l-am câștigat printr-un heel hook iar în finală m-au lăsat puterile și am pierdut la puncte. Vestea succesului de peste ocean a celor doi reghineni s-a împrăștiat repede în țară. Site-urile de specialitate au publicat știrea imediat, iar familia din România a postat imagini și poze pe paginile de socializare.